Explozia de la Crevedia putea ucide și mai mulți localnici dacă pompierii Zmur nu aveau curajul să intervină rapid, susține Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență. În emisiunea Insider Politic, medicul Arafat a pus tunurile pe senatoarea Diana Șoșoacă și pe cei care au criticat intervenția salvatorilor. A pus cineva întrebarea că de ce la a doua explozie doar pompieri au fost afectați, niciun civil? Asta e datorită pompierilor. Asta datorită și a faptului că a fost o insistență mare, inclusiv din partea mea, fără lipsă de modestie, inclusiv când am ajuns la fața locului și m-au auzit și colegii voștri jurnaliști toți, insistând la a scoate toți civilii din zonă. Aveam civili care se plimbau, erau jandarmii, polițiști și civilii intrau, eu am casa acolo, eu asta... Nu vreau să plisești, deci, părăsească casele. Exact, exact. Aveam poate încă vreo 10, 15, 20 și poate mai mult de civili. Deci... toate aceste aspecte, comentându-le după la rece de către oameni care au stat pe margine și au comentat și au mâncat semințe, poate, la televizor, asta nu înseamnă că ei au dreptate. Cum pot să scoată astfel de inepții, zicând despre ceva că pompierii s-au aruncat în foc, pompierii au fost aruncați în foc, pompierii nu trebuiau să intervină. Au fost acele imagini cu pompierii alergând și este de acolo întrebarea, a fost explozia, a existat procedură? Când a fost explozia, nu este normal că pompierii să aleargă să se ferească? Este foarte normal.